cine are probleme de kilograme, cine are probleme de stocaj de grăsime prea mare, aproape automatic are probleme de disglicemie și are probleme de rezistență la insulină. Și dacă noi reușim să facem aceste celule sensibile din nou la insulină, Lucrul acesta, practic, este calea spre a pierde mai multe kilograme și a uh, găsi un echilibru metabolic. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Health Bites. Astăzi, împreună cu Maria Pleiaș, vom vorbi despre postul intermitent și beneficiile lui. Maria Pleiaș, dacă nu ați mai întâlnit o în alte episoade ale acestui podcast, este terapeut care folosește medicina funcțională în practica sa, și printre multiplele sale formări, are și o formare specializată pe dieta ketogenică, o dietă foarte folosită în postul intermitent. Bine te-am găsit, Maria, mulțumesc că ai dat curs invitației mele. Bine te-am găsit, Anca, îmi pare bine să fiu din nou aici cu tine să discutăm despre un subiect atât de interesant problema de post intermitent sau necesitatea de post intermitent este din ce în ce mai, mai mare în ziua de astăzi, mai ales că sunt probleme create de disglicemie deja de la copii. Deci abia aștept să discutăm despre, despre multiplele aspecte ale postului intermitent. Bun, păi hai să-i dăm drumul. Să începem cu începutul, cu fundația. Ce este postul intermitent? Deci, postul intermitent, practic, este uh, o reducere a consumului de alimente într-o perioadă mai mult sau mai puțin limitată. Și dacă e să ne gândim că noi consumăm, practic, 3 mese pe zi, ideal ar fi să consumăm, ca și punct de plecare, 3 mese pe zi. Dar poate și tu știi foarte bine și vedem și noi foarte des în lumea înconjurătoare că foarte multă lume. Preferă să, preferă sau apelează la mâncare constant, face foarte multe snack-uri. Deci, practic, în loc de cele trei mese pe zi, ajunge să facem șase mese sau poate chiar mai mult, sau lume care mănâncă așa, ca și vrăbriuțele, constant, continuu. Și acest lucru, practic, de cât ori noi introducem alimente în, în organism. Stomacul sau sistemul digestiv uh, trebuie să gestioneze orice vine către el cu diferiți hormoni care să controleze uh, nivelul glicemic, printre altele. Și atunci, dacă noi consumăm constant alimente, uh, corpul, pancreasul, va secreta practic uh, constant insulină pentru a echilibra ceea ce se întâmplă la nivel de digestie și a gestiona glicemia în sânge. Și atunci, postul intermitent, practic, este... Uh, șansa, ocazia de a, pe care noi o acordăm corpului de a mai lua o pauză. Pentru că atunci când noi nu consumăm, nu mâncăm, după câteva ore, nu mai e nevoie ca și corpul să secrete această insulină și uh, reducerea de insulină, practic, este foarte uh, pozitivă pentru, pentru că este antiinflamatorie. Și dacă e să ne uităm puțin ce se întâmplă în corp atunci când postim, uh, practic, am trecut de faza în care corpul a a fost nevoit să secrete această insulină, acest hormon. Deci, ne aflăm în perioada în care am postit deja de, de o perioadă bună. Aș vrea să explorăm puțin ce se întâmplă de aici încolo. Deci, să zicem că noi am mâncat acum în prânz, da? câteva ori acum încolo, insulina va fi, va fi crescută pentru că va avea nevoie să gestioneze ce am consumat. Evident, discuția asta noi am mai avut-o și în precedență. Dacă ce mâncăm este pe bază de carbohidrați, atunci necesitatea de insulină este mai mare. Dar, practic, noi o să folosim insulina mai mult sau mai puțin și dacă consumăm alte alimente. Deci și proteina și și grăsimile, un pic de insulină va fi nevoie. Ce se întâmplă este că, la un moment dat, ficatul își va umple rezervele de glucoză pe care o ține deoparte ca să fie folosită ca și de energie imediată și cu ajutorul insulinei va, va aduce restul de glucoză încă rămasă în sistem către celulele adipoase, o va transforma în grăsime, uh, cu ajutorul insulinei. Și atunci, ce se întâmplă este că uh, umblem aceste rezerve, dar dacă fasting-ul durează pe o perioadă mai lungă, deci perioada de post, o, o ținem pe o perioadă mai lungă. Corpul va avea nevoie oricum de energie, și prima sursă de energie pe care o va folosi va fi acest, această glucoză ținută de deoparte la nivel de ficat. Deci, glicogenul se numește glicogen și este sursă, o sursă foarte, foarte imediată. Dar, după 24 de ore, sursa de glucoză din ficat va fi deja consumată. Și atunci, ce va face ficatul ca să rămânem totuși să nu leșinăm, să nu avem probleme de cădere de energie? Va, ori va transforma proteina în glucoză, și atunci va folosi aminoacizii ca să producă glucoză, dar este un proces mai complex și consumă și el energie, sau va transforma grăsimea de care noi avem deja resurse și cea care e pusă deoparte, o va transforma înapoi în glucoză. Dar transformarea asta, din nou, este un proces mai lung. Noi putem folosi, poate că ar trebui să menționăm lucrul ăsta la început, noi putem folosi atât glucoza cât și grăsimea um, acizii grași ca și sursă de energie. Deci dacă corpul, la un moment dat, rămâne fără glucoză, rămâne fără glicogen, ceea ce face este să ia um, grăsimea, trigliceridele, să-l transforme în acizi grași, să folosească glicerolul pentru pentru energie, iar acești grași, mulți dintre ei, vor fi și ei la rândul lor transformați și folosiți de creier. 70% din creier, practic, poate arde, poate folosi uh, ketoni, această transformare a grăsimii în, în energie, ca și sursă de energie în loc de glucoză. Ca să încerc să sumarizez ceea ce tocmai ai descris, atunci când ne alimentăm, depunem resursele adunate în mușchi și în ficat, apoi, dacă continuăm să mâncăm, aceste resurse se vor transforma în grăsime, deci vom depune grăsimi. Iar când. Ne oprim din a ne alimenta, începem să, să consumăm din uh, resursele acestea, fie din uh, mușchi și ficat, fie din uh, grăsime. Succesiv, da. Experții în postul intermitent, uh, precum și în dieta ketogenică, dieta care este de cele mai multe ori uh, folosită atunci când postim, uh, descriu aceste procese cu o analogie care mie îmi place foarte mult și anume. Uh, noi când ne cumpărăm mâncare, umplem mai întâi frigiderul, apoi urmează să umplem congelatorul, atunci când frigiderul a fost umplut, ca și cum corpul ar avea două de Apartamente unde poate să stocheze energie. Primul ar fi frigiderul, adică stocăm în mușchi sau în ficat, și cel de-al doilea ar fi congelatorul, adică stocăm în grăsime. Mai, exact. întâi, mai întâi începem să folosim mâncarea din frigider pentru că ne e mai ușor accesibilă. Când uh, frigiderul s-a golit, ajungi la congelator, însă îți ia puțin mai mult să transformi uh, Mâncarea înghețată în mâncare comestibilă. Cred că asta ne face și să înțelegem foarte bine de ce e așa de ușor să ardem glucoză și ne trebuie așa de mult timp să intrăm în chetoză iar doar o excepție în dieta ketogenică practic ne scoate din chetoză și ne aduce înapoi în, într-o zonă în care ardem și, și glucide. Deci, Cred că știi și tu, în foarte multă lume, în funcție, este foarte individual procesul, dar foarte multă lume are nevoie de, de la câteva zile, la câteva săptămâni, să intre în ketoză. Deci, procesul poate să fie destul de încet și, și greoi. Da, asta practic se traduce în limbaj liber. Îți va lua. De la câteva zile până la câteva săptămâni să simți că ești mai confortabil cu apostii, pentru că ai nevoie să-ți obișnuiești corpul, să-l antrenezi pentru ca el să. Uh, apelez la cele surse de energie închise bine în congelator. Exact, exact. Bun, și dacă vorbim de congelator, adică de grăsimea din corpul nostru, poate fi postul intermitent o metodă bună pentru cei care vor să slăbească, să piardă în greutate? Da, deci eu cred că postul intermitent este cea mai bună metodă Una dintre cele mai bune metode Să nu, să nu mergem cu extremele, dar uh, e una dintre cele mai bune metode De a pierde greutate Și motivul este pentru că atâta timp când noi lucrăm pe uh, a sensitiviza celulele și organismul Să folosească grăsimile ca și sursă de energie uh, Noi impactăm atât antiinflamatoriu între corpul dar reușim și să sensibilizăm celulele la insulină. Cine are probleme de kilograme, cine are probleme de stocaj de grăsime prea mare, aproape automatic are probleme de disglicemie și are probleme de rezistență la insulină. Și dacă noi reușim să facem aceste celule sensibile din nou la insulină, Lucrul acesta, practic, este calea spre a pierde mai multe kilograme și a uh, găsi un echilibru metabolic. Deci, ca și ca stil de slăbire, postul intermitent cu siguranță este una dintre căi. Acum, sunt și alte căi, da și s-au creat o grămadă de conversații și discuții la toate nivelurile de, de cunoștințe, de știință care e cea mai bună dietă pentru a slăbi și discuția, cred că nu trebuie să se pune neapărat care e cea mai bună dietă ci care e efectul acelei diete pe, pe ce se întâmplă în corp. Toate dietele menționată de mine și mai sunt și altele, Atkins sau Paleo, toate dietele practic impactează secreția de insulină. Deci, într-un fel sau altul, dacă impactăm insulina, slăbirea va avea loc. Dar, spre diferență de celelalte diete, unde introducem postul intermitent, practic nu impactăm negativ pe alte echilibre din corp. Deci, o, o persoană care reușește să țină post intermitent, nu impactează, nu încetinește metabolismul neapărat, nu impactează decât în anumite cazuri, să zicem, funcție tiroidiană, are loc inclusiv procesul de autofagie, care procesul de autofagie, practic, este curățenia la nivel celular, deci sunt inclusiv persoane care au dezechilibri la nivel, la nivel imunitar, o cantitate de virusuri sau bacterii prea mare și care prin această autofagie, ajută la nivel de uh, echilibrare a sistemului imunitar. Deci are mai multe efecte pe lângă slăbit, iar la nivel de slăbit, uh, din cauza că se secretă acest tip de hormon care se numește hormon de creștere uh, și în același timp în care se secretă și uh, adrenalina, uh, ambele, ambii hormoni sunt, practic, au o funcție uh, reconstructivă, au o funcție de a ține metabolismul crescut, au o funcție de a uh, ajuta să se mențină această pierdere de kilograme pe o termen îndelungat. Nu doar să facem, nu știu, 20 de zile, o lună, două, trei, după care are loc acel yo-yo tip de dietă în care, în momentul în care am oprit dieta, câștigăm kilogramele înapoi. Practic, o dietă scăzută în calorii sau săracă în calorii da. are efectul acesta de a debalansa termostatul corpului când vine vorba de metabolism. Practic, dacă o perioadă de timp tu îți obișnuiești corpul să consume, nu știu, zic, 500 de kilocalorii pe zi. Care e foarte puțin. Care e foarte, foarte puțin. Atunci când revii la o dietă cât de cât mai normală, mai echilibrată, corpul spune, aule, cât de multă mâncare. Eu sunt obișnuit cu 500 de kilocalorii. Metabolismul o mă rog, Deci încep să depun uh, în congelator, încep să depun în frigider. se, se primesc mult prea multă mâncare. Deci vrem să evităm aceste tipuri de dietă, tocmai pe considerentul că ne modifică uh, ace această rată metabolică. Acest termostat, da. Hipotalamusul, practic, răspunde urât la constrângeri și ca să se asigură că nu mai intrăm în starvation mode, ca așa se numește, uh, când vine din nou mâncarea, pune deoparte ca să fie sigur că dacă se va mai repeta acest Starvation mode, el are corpul pregătit. Da, și în plus de asta, omenirea a postit încă din cele mai vechi timpuri. Să, să nu fim naivi și să credem că uh, vremurile astea de belșug pe care le trăim uh, la momentul de față au fost vremuri uh, familiare strămoșilor noștri. Strămoșii noștri ori vânau, ori culegeau plante, și mâncarea nu era așa la discreție peste tot. Fiecare om avea un frigider în casă, deci aveau nevoie să postească pentru a supraviețui. Și corpul nostru încă este uh, pregătit să facă asta, și nu doar pregătit, ci uh, trage multe beneficii din, uh, din procesul ăsta de post am avut conversația asta cu cineva care mi-a spus că ei postez pentru că religia așa îi cere. Dar înainte de religie, era Hipocrates care cu câteva sute de ani înainte zicea că atunci când nu ne simțim bine sau că dacă e nevoie să câștigăm energie, claritate în minte, e nevoie să postim. Deci postul există practica și modalitate de control al bolii, pentru că atunci nu erau probleme neapărat de kilograme. Controlul bolii și acuitatea minții uh, dinainte de, de postul religios. Iar postul religios, într-adevăr, știm și noi, există practic în toate religiile, a fost adoptat ca și poate tocmai de această necesitate de acuitate a minții. Uh, se folosește de la musulman la ortodox la catolici în diferite modalități. Deci foarte multe religii folosesc postul, postul ca și modalitate de curățenie atât fizică cât și spirituală. Da, și dacă menționez acuitatea mentală, cred că are tot sensul din lume ca atunci când corpul simte că, ok, n-am mai mâncat de, nu știu, de 10 ore, să cumva să, să se ridice într-un mod mai mare și mai puternic pentru a te face capabil să-ți găsești hrană și atunci devii mult mai sharp, mai, nu știu, mai, te, te concentrezi mult mai ușor. Eu, de exemplu, când am început să, să fac post intermitent, mă trezeam destul de des noaptea și aveam foarte multă energie și cred că era exact răspunsul corpului care mă, mă trimitea să, să găsesc ceva de de mâncare, pentru că, uh, da, așa, așa, funcționează procesele din uh, corpul nostru. Deci, da. practic, te, îți dă un kick, îți dă un boost de, de energie în ambele forme, și pe baza, și, și, la nivel mental, claritate mentală, cât și uh, la nivelul corpului, pentru a uh, te face să, să găsești hrana, așa cum am spus. Da, da, pentru că dacă ți-e foame și în loc, să -ți, în loc să mergi să găsești mâncare, uh, ești și te pui într-un cold și stai și uh, lenevești sau te, te prinde cronic fatigu, e clar că mor de foame. Deci, mecanismele care se instaurează în corp sunt tocmai pentru a te salva de înfometare. De Bun, hai să intrăm puțin în uh, chestii mai pragmatice, să zicem așa. Uh, cum putem să ținem post? Uh, se face un post zilnic, de câteva ori pe săptămână. Care sunt uh, diferitele modalități pe care le putem recomanda oamenilor? Există foarte multe modalități de a face intermittent fasting. Um, important e, cum spuneam, primul pas este să se renunțe la snack-uri. Nu-mi place și nu recomand, și multă lume mi-a scris pe tema asta, să trecem de la șase mese pe zi la post intermitent de 24 de ore. Deci lucrul acesta nu este ok. Înainte de a trece și a face orice modificare, trebuie să fim siguri că avem o glicemie echilibrată, că nu avem acele simptome de hangri înainte de masă, că nu ne apucă somnul teribil după ce am mâncat. Deci că schimbul de energie înainte după masă este oarecum echilibrat. Și lucrul acesta are loc doar atunci când consumăm o cantitate de carbohidrat mai puțină la o masă și consumăm proteine și grăsimi. Discursul ăsta la mai am văzut și când am vorbit despre diabet și rezistență la insulină cine dorește poate să meargă să asculte acel, acel video sau podcast de la început dar dacă reușim să avem aceste trei mese pasul succesiv, fără snack pasul succesiv este să se elimine o masă și aici putem să alegem nu-mi place să fiu foarte rigid în direcția asta și atunci întrebarea e ce eliminăm micul dejun sau cina ce ți-e mai comod dacă ție ți-e mai comod și este foarte important să ai, de exemplu, ești la serviciu toată ziua și seara ești acasă cu familia și atunci este foarte important ca singura masă pe care o ai cu familia să o ai seara, renunță la micul dejun. Nu e obligator să faci micul dejun. Sunt Aici cred că intră și o categorie destul de comună a persoanelor care au dizglicemii destul de pronunțate, inclusiv persoane diabetice, care au niveluri de glicemie mai crescute dimineața. Și atunci, necesitatea să mănânce mic dejun în contextul în care ei deja au glucoza crescută, nu există. Ideal ar fi, ca să reușim să echilibrăm cât mai bine această glicemie, să nu mai consume și mâncarea la micul dejun. Și atunci, ideal ar fi să consume, să sare, să sare uh, micul dejun și să nu sară uh, cina. Uh, dar dacă nu există acest tip de disglicemie, dacă ne este foarte foame dimineața, atunci mâncăm dimineața și sărim seara. Deci asta e primul pas. Și aici ajungem deja, ne putem juca cu diferențe de la 16 la 18 ore de fasting, da? în funcție de cât de repede mâncăm prânzul sau uh, masa pe care o eliminăm, cât de mare ne face pauza. Uh, de aici încolo există ce se numește fastingul de 24 de ore, când eliminăm două mese, micul dejun și prânzul, sau prânzul și cina, sau ceea ce ar fi greșit, sau micul dejun și prânzul. Deci eliminăm două mese din trei. Și atunci, practic, noi mâncăm, să zicem, seara la ora 8, sărim micul dejun, sărim prânzul de a doua zi și mâncăm a doua zi la ora 8. Da? Deci asta înseamnă un fasting de 24 de ore. Există aici, inclusiv... Uh, uh, o abordare oarecum asemănătoare, se numește OMAD sau OMAD, One Meal a Day, o masă pe zi, care nu trebuie neapărat să fie la cină sau, mă rog, să fie chiar așa de radicală la 24 de ore, dar important este să se facă doar o masă pe zi. Și aici, din nou, ne putem juca cu momentul în care facem acest tip de masă, poate să fie la prânz, și cred că este mai ușor să fie la prânz pentru că practic până ne se face foame este ora să ne culcăm Dar dacă la prânz pentru noi nu e fatibil din diferite motive, dacă se face la cină e ok Deci putem să facem cină într-o zi și sărim două mese și acea altă zi iar apoi, de aici încolo, foarte multă lume, mai ales dacă sunt probleme mari de kilograme sau de disglicemie. Se pot face 36 de ore în care practic se renunță la o întreagă zi de mâncare, deci mănânci seara, sar, micul dejun, prânz, ucina, a doua zi și probă mănânci micul dejun succesiv. Sau se pot face inclusiv 42 de ore și mai departe, de acolo încolo devin chestii care trebuie urmărite cu un terapeut. Cât de des se face? Uh, din nou, nu-mi plac lucrurile foarte rigide și nici corpului nu-i plac și foarte multă lume care a ținut același tip de fasting, 18 ore săptămâni întregi ajung la ce se numește un platou, deci corpul la un moment dat se obișnuiește, Hipotalamusul a înregistrat situația și a zis ok, eu țin lucrurile sub control, nu vreau să se slăbească mai mult pentru că mi-e frică că omul mi-ajunge în fometare. și atunci dacă noi nu surprindem corpul cu diferite modalități de fasting și nu-l surprindem cu diferite modalități de a-i înfometa pe perioade scurte în așa fel încât el să, să, să fie un pic forțat să, să se uh, adapteze nu vom reuși să depășim aceste platouri. Și atunci ce facem? facem începem, putem să facem cu uh, 18 ore pe zi, 18 ore pe zi de fasting, 6 de feasting, după care să zicem, putem face o dată pe săptămână 24 de ore, pe urmă de 2 ori pe săptămână 24 de ore, putem face de 3 ori pe săptămână 24 de ore, ceea ce e ideal. Iar dacă vrem, din când în când, putem să facem un 3-6, sau de 2 ori 3-6, sau de 3 ori 3-6, asta devine deja Um, un, un regim foarte, foarte restrict. Dar se poate face, e fatibil um, Ideal ar fi, însă, că atunci când mâncăm, pentru că este. Um, am văzut de multe ori conversațiile care au loc în context de. Post-intermitent de fasting. Foarte multă lume se concentrează pe perioada de fasting. Dar cred că trebuie să ne concentrăm și pe perioada de feasting, când se mănâncă. Te întrerup aici puțin, da. pentru că aș avea câteva lucruri de adăugat, și anume două. Da. Aș vrea să mă uit la, la extreme. Și anume de unde pornim cu fastingul și unde putem să ajungem. Și când e vorba de de unde pornim cu fastingul personal am pornit de la o fereastră de 12 15. ore, deci nu trebuie neapărat. Ca punctul de start să fie 18 ore. Și când ne referim la 12 ore, 18 ore și așa mai departe, ne referim la uh, intervalul de timp dintre ultima masă de azi și prima masă de mâine. Deci, Prec. dacă acest interval este de 12 ore, să zicem că astăzi uh, mănânc ultima masă la ora. 8 seara. Mâine dimineață voi mânca la ora dimineața. 8 dimineața. Corect. Și dacă am început cu 12 ore, văd cum îmi merge câteva zile. Dacă nu mă simt obosită, nu am niciun. nu mi-e foame foarte, foarte tare, dacă nu am. Uh, niciun fel de simptome care să mă deranjeze, pot să măresc această uh, fereastră și să trec de la 12 ore de fasting la să zicem 13 ore și tot așa până când uh, vrem să ajungem poate chiar la 18 ore, așa cum menționai, și dacă uh, există doritori care vor să facă doi, 24 de ore sau, nu știu, zile întregi de, de fasting, adică de, de post, uh, este bine de menționat că, în aceste cazuri, datorită faptului că ne alimentăm sau bem doar apă și nu ne alimentăm cu mâncare, există riscul de a Ajunge să avem nevoie de anumite minerale, cum ar fi sodiu, magneziu, potasiu, ele se numesc electroliți. E bine să suplimentăm cu electroliți pentru că corpul are nevoie de, de ei atunci când perioada de fasting este mai lungă, să zicem de 24 de ore. Și dacă e să vorbim de electroliți și ce putem uh, face pentru a ne ajuta corpul pe perioada de fasting, deci pe perioada de post, există și alte lucruri pe care putem, de exemplu, să le consumăm uh, în timpul postului, care să ne ajute, bineînțeles. Da, deci tu ai menționat apa. Apa e foarte bună pentru că nu are calorii. Deci, apă nu numai că e nevoie de ea, dar e nevoie să consumăm multă, pentru că avem nevoie de să ne țină hidratați. Pentru că dacă noi ne gândim că noi, consum, noi practic, luăm multe lichide și din alimentație, apă din frunze sau ciorbe sau orice altceva consumăm care conține și apă, faptul că nu mai consumăm acele alimente, avem nevoie de mai multă apă. Uh, dar, din fericire, nu doar apa este cea care noi o putem consuma Deci, practic, putem consuma cafea Deci, cafeaua poate ridica foarte puțin cortizolul Dar, în același timp, poate să ridice și să îmbunătățească sensibilitatea la insulină Are foarte mulți antioxidanți Deci, cafea, evident, fără zahăr uh, Cafeaua neagră se poate consuma Cafeinată sau decafeinată, inclusiv cea decafeinată s-a demonstrat că este ok uh, Pe lângă asta se recomandă chiar um, Ceaiul verde sau ceaiul negru, ambele conțin foarte multe, mulți antioxidanți și ele ajută la sensitivitatea celulelor la insulină, deci sunt foarte recomandate. Iar mai ales pentru cine face perioade mai lungi de fasting, se recomandă inclusiv bone broth, deci uh, supa de oase. Uh, supa de oase făcută acasă, pentru că tot ce cumpărăm de la magazin poate să aibă badaos de diferite lucruri care au calorii, dar dacă noi consumăm practic făcut acasă, din oase cumpărate și chiar dacă fierbem acolo legume fără să consumăm legumele, bem acea cantitate de lichidă care ne ajută și ne taie foarte mult pofta de mâncare, mai ales, cum spuneam, pentru fasting peste 24 de ore. În plus, pentru că am menționat electroliții, și este foarte adevărat, foarte multă lume, mai ales la început, primele 20 de zile, să zicem, este așa o perioadă de acomodare cu diferitele schimbări în corp. Și atunci trebuie să fim foarte atenți să avem, cred că în jur de 5 grame de sodiu pe zi. Deci să introducem un vârf de linguriță de sare la apă, să consumăm apă, de exemplu, sare de Himalaya, ca ce are și alte minerale. Uh, multă lume suferă de constipație, poate suferi de constipație la început, și atunci, cum ziceai și tu, magneziu poate fi o soluție, uh, până la 400 de grame de magneziu. Uh, deci, aici când zic magneziu, mă refer la formele chelate de magneziu, ca să-l putem absorbi. Dar dacă e problema de constipație, inclusiv forme mai puțin recomandabile de obicei de magneziu, cum ar fi oxidul de magneziu, care știm că poate să ducă doar. Rolul lui este doar să ne trimite la baie, uh, pentru că nu-l absorbim prea mult. Deci, sunt diferite lucruri. Sau potasul, pe care tu le ai menționat din nou, care, dacă, din nou, consumăm mai puține legume uh, sau, mă rog, se pierde. Sunt studii care spun că, mai prea mai lungi, potasul este cel care se pierde cel mai mult uh, dintre electroliți și atunci trebuie suplimentat. Uh, dar sunt multe lucruri ca să ajutăm și să, să ne ajutăm cât mai mult să nu avem aceste efecte secundare, care pentru foarte multe lume sunt deal-breaker-uri și se întorc și mănâncă normal tume pentru că se sperie. Cred că se întâmplă ceva foarte rău cu ei. Da, și dacă am ajuns să vorbim de efecte secundare, mai pot fi și altele pe care oamenii să le identifice. Când mă apuc de fasting, s-ar putea să trec prin simptomele astea și dacă avem ceva de făcut legat de ele. Da, deci am menționat uh, constipația, care cu siguranță e o problemă. Se poate întâmpla, mai ales pentru persoane care au scos colecistul, să aibă diaree, de exemplu, mai ales dacă dieta noastră începe să fie mai mult bogată în grăsime și mai puțin în carbohidrați. Deci dacă consumul de grăsime este mai mare, uh, să, să se creeze această, această problemă cu uh, acizi grași care nu sunt absorbiți și atunci avem un scaun moale. Aici putem ajuta cu suplimente, putem ajuta cu ceva care se emulsioneze grăsimile, deci există inclusiv lucrul acesta. Iar ce am menționat până acum, alte simptome sunt feblețe musculară, care de obicei e problemă de potasiu, crampe musculare, care e problemă de magneziu, dureri de cap, care poate să fie dezidratare sau lipsă de sare, și aici din nou soluția am dat-o deja, Ketoflu, dar ketoflu de obicei Asta e termenul generic pentru practic lipsă de electroliți și dezidratare. Spuneai ceva de a Schimba dieta de la un, uh, un consum preponderent de carbohidrați în dieta noastră către un uh, consum uh, mai bogat în grăsimi. Facem asta pentru că vrem să ne antrenăm corpul să înceapă să folosească grăsimile ca și sursă de energie, uh, nu doar atunci când mâncăm, în, în fereastra de alimentare, ci și în fereastra de, de post. Uh, pe considerentul acesta am ajuns și la dieta ketogenică. Vrei să descrii puțin ce presupune această dietă? Sau dieta low carb, mai întâi, poate? Da, da. Dieta low carb sunt multe interpretări, dar dieta local practic dorește ca noi să consumăm carbohidrați sub 150 de grame către 100, sub 100 de grame, cam pe acolo e low carb. Iar dieta keto practic reduce cantitatea de carbohidrați până la sub 50, sub 40, unii chiar sub 30. Aș dori să facem un episod separat pe keto pentru că sunt foarte multe lucruri de zis de dieta ketogenică, dar deocamdată aș vrea să menționez doar lucrurile acestea pentru că Cred că foarte multă lume este interesat de subiectul fasting, tocmai pentru un discurs de slăbit, de, de pierdere de kilograme. Și atunci ceea ce e important să, 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 să conștientizăm este că nu contează doar um, când facem fasting și, și contează și ce facem când nu facem fasting și partea asta de alimentație pentru că foarte multă lume zice a, eu fac fasting, dar când nu fac fasting, mănânc dulciuri, beau bere, beau nu știu cât alcool, mănânc snack-uri, deci Ideea este dacă vrem să avem cât de cât o pierdere constantă și bună de kilograme, ideal ar fi ca mase, mesele pe care le avem, aia una sau două sau câte sunt, să fie oricum cât mai bogate nutritiv, nu trebuie să mâncăm ca rupții, deci să fie o masă normală, bogată normală, dar să fie o masă preponderent în legume, jumătate din farfurie să fie legume, dar legume cu indice glicemic scăzut, în așa fel încât să nu depășim acel maxim 100 de grame și să ridicăm proteina mediu, deci în jur de 30-20-30% din, din farf, farfurie să fie proteină și să creștem cantitatea de grăsime. Și cum ziceai și tu, corpul va începe încetișor să înțeleagă că grăsimea poate fi folosită ca și sursă de carburant, ca și energie și sardă ardă grăsimea. Nu doar, dar și asta e un, un subiect pentru pasul avansat, persoanele care intră în chetoză, suplimentează inclusiv cu grăsime externă, uleiul acela de cocos, MCT oil, se ia pentru a adăuga chetoni direct ca perfuze în sânge, deci direct în digestie, fără a mai trece prin procesul de digera grăsimile, tocmai pentru a ajuta organismul să le ia, să le folosească ca și sursă de energie pentru creier și pentru energie în general. Da, două lucruri aș avea de adăugat aici. Cred că o regulă destul de simplă pentru a depista care sunt acele legume cu indice glicemic scăzut, ar fi aceea că toate legumele care cresc deasupra pământului hmm. fiind să aibă Indice glicemic mai scăzut decât acelea de sub pământ, și anume rădăcinoasele sau cartoful. Acestea sunt uh, au indice glicemic mai crescut pentru că sunt practic depozitele de grăsime ale plantei. Așa că nu mergem către legumele care vin de sub pământ, ci le alegem pe acelea de deasupra, deasupra solului. Uh, și a doua uh, mențiune pe care aș vrea să, să o fac este aceea că această dietă. Chetogenică a fost inițial descoperită pentru tratamentul epilepsiei la copii. Deci creierul pare să aibă anumite beneficii considerabile uh, atunci când uh, ne alimentăm conform dietei chetogenice foarte multe boli mentale, discutam cu tine asta într-un nu, nu într-un episod, însă într-o ocazie separată de ultima carte a lui Chris Palmer care vorbește despre uh, brain power, despre modul metabolic de a hrăni creierul care poate să reducă sau să anihileze diagnosticuri de decenii de schizofrenie sau alte probleme de natură mentală pe viață cum ar veni, dar care dacă noi reducem această neuroinflamație, soluția, soluția la foarte multe probleme mentale care sunt cauzate de neuroinflamație sunt uh, transformarea energiei folosite de creier din glucoză în cheton. Uh, în și uite așa știm că sunt atât de multe beneficii în a ne alimenta preponderent cu grăsimi și cu toate astea, nu știu, toată lumea are o spaimă uh, viscerală de grăsim, vai de mine, uh, mănânci grăsim, doamne, mănânci piele de pui, nu se poate așa ceva, oribil, o să te îmbolnăvești, ți se ridică colesterolul. colesterolul. <laughs> Da, cred că am fost de foarte mulți ani, decenii, s-a pornit de undeva pe un studiu greșit făcut pe colesterol și de acolo, inclusiv, știu, am citit ceva articole despre cât de puternic este oul în, în a ține colesterolul sub control, colesterolul, raportul între valorile de colesterol bun. Și totuși, probabil, la nivel public, se încă probabil se crede că ouăle sunt nocive atunci când avem colesterolul crescut. Deci, da, sunt încă multe mituri false care ar trebui rezolvate și scoase din literatura, mai mult sau mai puțin publică. Ok, până aici am des discutat destul de pe larg despre beneficiile acestei, acestui mod de a te alimenta când vine vorba de scăderea în greutate. Ce putem să spunem despre diabet? Știu că diabetul este strâns corelat cu insulina și uh, problemele cauzate de prea multă insulină, și înțeleg că atunci când alegem să ne alimentăm mai uh, rar. Insulina scade și mă gândesc că asta poate avea beneficii și pe partea diabetului. Da, asta poate avea beneficii cu siguranță, mai ales pe partea diabetului, pentru că cred că opinia mea, perspectiva mea este că ar trebui să ne focusăm mai mult să fim sănătoși decât să arătăm neapărat bine să fim bolnavi. Deci nu trebuie neapărat să arătăm bine cu orice mijloace și atunci dacă avem probleme de dizglicemie pe ele trebuie să ne concentrăm nu neapărat pe un kilogram în plus sau în minus. Uh, dar pentru diabet, cu siguranță, problemele sunt destul de grave, destul de serioase. Doar că aici e adevărat că tot ce am zis până acum uh, este valabil și pentru diabet probabil vor trebui să înceapă și ei cu pași mici să reducă, să crească acea fereastră de fasting cât mai mult, dar ei vor avea nevoie să ajungă să facă acele fasting-uri de durată mai lungă de care eu pomeneam. Deci doar un 18 16 nu-i de ajuns, va trebui să meargă către o masă pe zi, poate chiar 36 de ore de fasting. Deci e nevoie de pauze mai mari pentru a face acel tip de deblocare. În plus, dacă sunt persoane care sunt medicamentate în aceeași perioadă în care ei fac fasting, este foarte mare nevoie să fie urmați de un medic sau un terapeut care știe ce se întâmplă cu fasting-ul. Pentru că momentul în care noi începem să facem fasting și luăm metformină sau eventual om chiar insulină dacă suntem într-o fază mai avansată de diabet, când noi începem să facem aceste eliminări, nevoia de medicament și nevoia de insulină externă devine mult mai, mult mai mică. Și atunci putem să intrăm în episoade foarte urâte și periculoase chiar de hipoglicemie. Deci este foarte important să fie monitorizată medicamentația. La fel, tocmai pentru că între glicemie și uh, tensiune, există o conexiune destul de strânsă, se întâmplă de multe ori că atunci când intrăm în uh, mai mult fasting să pierdem și din, uh, să, să, ni se echilibreze valorile de tensiune. Și din nou, cine ia medicamentație serioasă pe hipertensiune trebuie monitorizat, dar cu siguranță acest pas important nu trebuie să oprească persoanele care sunt medicamentate să facă acest tip de intermitente faste, pentru că, practic, în loc să ia medicamente, ele folosesc dieta și stilul de viață pentru a se întoarce la uh, un nivel. Pentru unii care au un diabet avansat, poate că nu se pot întoarce la un nivel de sănătate 100%, dar se pot întoarce cu siguranță la o etapă mai puțin gravă de exprimarea bolii și echilibrarea puțin mai mult a acestei dezglicemii care e foarte nocivă pentru organism. Și că tot veni vorba de hipertensiune și boli cardiovasculare, cred că e bine de menționat că această hiperinsulinimie, adică un nivel ridicat de insulină în sânge pe perioade lungi de timp, determină o inflamație cronică de nivel scăzut, care are un impact foarte direct asupra sistemului cardiovascular și reprezintă una dintre cauzele principale ale bolilor cardiovasculare. Așa că, dacă e să facem fasting pentru a ne scădea insulina, cu siguranță asta poate avea și un impact asupra sistemului Când cardiovascular a și a sănătății acestuia. Uh, pentru că am atins aici o zonă de afecțiune, aș vrea să ne întoarcem puțin la, la diabet, pentru că, așa cum spuneai și tu, există anumite nuanțe când vine vorba de post-intermitent și diabet, pentru că Persoanele de diabetice au un metabolism puțin debalansat și când introduci și postul intermitent trebuie să înțelegi, așa cum spui și tu, să înțelegi ce se întâmplă și ce faci cu, cu omul din, din fața ta. Uh, am în familia mea un caz uh, de diabet care avea constant... Glicemie undeva peste 200 și a început să folosească postul intermitent împreună cu dieta ketogenică și în momentul de față glicemia s-a reglat, este în jurul valorii de, de 100 în mod relativ constant dimineața, Iapte însă bine. vorbeam zilele trecute cu, cu această persoană și am întrebat-o Cred că ai niște întrebări uh, pe care vrei să le, le explorăm în, uh, în episodul următor, și spunea ceva de genul. Mi um, este extrem de bine cu această dietă, funcționează, ia mănâncă o zi da, o zi nu. Deci, uh, ține. De pot... șase. Da, da, da. de, de ore. Da. da. Deci funcționează pentru ea, însă câteodată și ia glicemia și seara și dimineața. Și câteodată spune, uite, de exemplu, acum două seri am avut uh, glicemia 94 și n-am mai mâncat nimic în seara respectivă și a doua zi dimineață, când m-am trezit, uh, glicemia mea crescuse, era 111 și nu înțelegea de ce. Putem să, să explicăm puțin fenomenul? Este un fenomen destul de comun, mai ales la persoanele care au deja un diagnostic de diabet, dar și persoanele care sunt hiperglicemice pe perioada mai lungă, este ceva ce se întâmplă, se poate întâmpla destul de des. Se numește don phenomenon, adică fenomenul de la răsăritul soarelui, de, 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 de zori de zi. Ce se întâmplă este, practic, între ora 3 și ora 9 dimineața, deci când noi încă dormim, corpul nostru. Um, încă nu se știe foarte bine mecanismul, dar corpul nostru secretă mai mult mai mulți hormoni, și adrenalina și hormonul de creștere și acest hormon de creștere ajută să crească, practic el impactează asupra glucozei serice a glicemiei. Nu înseamnă neapărat că asta. Este discursul pe care îl făceam mai devreme, că unele persoane nu e nevoie să facă fasting în dimineață, pentru că deja au, au deja glucoza crescută din cauza acestui lucru. Tocmai acesta este fenomenul, pentru că e nevoie, practic, de timp. Și când vorbim de timp, ce spun studiile, este că câteodată e nevoie chiar de ani, de zile până când practic este un mecanism al ficatului, până când ficatul se curăță complet de grăsimea în plus de toate dezechilibrele care sunt acolo și este capabil să gestioneze acești hormoni nocturn așa fel încât să nu crească glicemia. Până când ficatul nu va reuși să se curețe total și acest echilibru metabolic să fie cât mai natural, acest tip de don fenomen în care îi secreția mai mare de glucoză pe timpul nopții, cauzată se spune de o creștere mai mare de hormon de creștere, se va întâmpla. Și cred că am văzut inclusiv un studiu care spunea că au adresat hormonul de creștere cu o medicamentație, ca să vadă dacă, dacă impactând hormonul de creștere, glicemia va rămâne normală și da, a rămas normală. Deci au demonstrat practic că problema este nu neapărat a glicemiei și a insulinei, cât a hormonului de creștere. Dacă persoana respectivă este preocupată de această valoare și ne ascultă, sper să, fie, să se liniștească, dar să continue această dietă pentru că cu cât o va face mai pe perioadă mai lungă, cu atât corpul va ști să se echilibreze singur și să-și mențină glicemia OK și dimineața. Dacă sunt persoane care nu au diabet și care au um, această dezglicemie sau au aceste probleme de glucoză mai crescută dimineața, o altă cauză care poate fi acolo este um, hipoglicemie reactivă. Adică, noi consumăm eventual seara ceva foarte puternic glicemic, uh, din cauza asta, în timpul nopții. Modul în care funcționează hormonii legați de gestionarea glucozei ne trimit în hipoglicemie. Această hipoglicemie nocturnă e potențial ne și trezește la un anumit moment noaptea și ne face să fim extrem de uh, activi și energici la 4 dimineața. Și ce ne trezește, de fapt, este cortizolul care reia glucoza de unde am pus-o în el deoparte și o readuce în sistem ca să nu avem o problemă cu de hipoglicemie. Deci tocmai aceea se numește hipoglicemie reactivă, este o reacție care practic ne aduce un shot de glucoză în sistem. Și dacă noi testăm în perioada în care acest shot ne readuce pe uh, linia de putere între ghilimele, pentru că nu e ok să contăm pe cortizol pentru asta, vom testa și vom găsi valorile de uh, cortizol de glucoză crescute. Și că tot veni vorba de somn. Cât de important e somnul atunci cât, când ținem post intermitent? Practic, discursul de post-intermitent și succesul acestui post-intermitent este legat de modul în care noi, noi controlăm glicemia în sânge. Da? Deci, problema este, obezitatea în sine este practic o problemă hormonală de echilibrare, cum spuneam, a glicemiei, a insulinei. Dar dacă ceea ce ne dezechilibrează nouă glicemia și glucoza nu este direct conectat cu alimentația noastră. Că foarte multă lume și ne a vorbit până acum doar de mâncare. Poate să fie prea mult zahăr, poate să fie prea multe cereale rafinate, poate să fie prea multă fructoză, sucuri, așa mai departe. Deci, preponderent dietetic, atunci știm în ce direcție să acționăm. Dacă însă e stresul, și am mai povestit despre asta că cortizolul, nu cortizolul cel de scurtă durată, dar cortizolul cel legat de stres continuu și de lungă durată, acel cortizol ne va ține glucoza crescută în sânge, va impacta la nivelul și inclusiv a rezistenței la insulină, deci ne va ține la un nivel de inflamație constant în corp lipsa de somn, lipsa de o igienă somnului în care noi nu dormim cum trebuie, avem gânduri, dormim greu, dormim iepurește, ne trezim de vreme, toate astea, tot stresul ăsta care ne impactează somnul, practic ne impactează și nivelul de glicemie. Și atunci, da, trebuie să ne uităm la dietă, dar dacă avem doar dieta și problemele sunt și de natură lipsa de igienă somnului, de stres prea mare, și nu e adresată această parte, nu vom avea rezultatele pe care le dorim la nivel de probabil estetic de slăbit, pentru că corpul va ține, va rămâne oricum acele, vor rămâne oricum acele valori, chiar dacă dieta noastră este corectă. Da, mie îmi place să spun că prima și cea mai la îndemână, cea mai de bază dietă de slăbit este de fapt somnul, da. Pentru că doar atunci când ești bine odihnit, corpul va înțelege că nu există niciun pericol și că deci poate să nu mai acumuleze atâtea resurse. E underrated, este subestimat somnul e în subestimat, cultura da. noastră. Și asta e un discurs pe care noi două l-am mai făcut de multe ori. Avem amândouă un ring <laughs> care ne măsoară somnul, calitatea somnului. Ne place să monitorizăm de aproape ce se întâmplă cu somnul nostru, în ceea ce mă privește, e work in progress, pentru că am, am încă multe lucruri de um, rezolvat ca să am un somn cât mai neîntrerupt și cât mai profund, dar uh, tocmai pentru asta am nevoie de ceva asta, un, un, uh, un aparat extern care să-mi spună unde greșesc și unde pot corecta, în așa fel încât să nu-mi impacteze și restul uh, calității vieții, să zicem. Da, cred că merită investiția în, într-un asemenea device. Aș vrea să încheiem cu o întrebare pe care am primit-o recent într-un comentariu pe YouTube. Este din nou legat de postul intermitent și zice așa. Sunt în a patra lună de post intermitent. După primele șase săptămâni, glicemia mea scăzuse sub 100 dimineața și nu puteam ține post mai mult de 24 de ore, pentru că glicemia scădea până la 63-64. În timp, deși am ținut post și de 48 de ore sau chiar 72 de ore, glicemia este mai mare dimineața, mereu peste 140, iar de slăbit am slăbit 8 kg în primele două luni și de atunci am stagnat. Ce pot face pentru a ține glicemia sub control și pentru a slăbi măcar încă 5-6 kg. Precizez că fac și mișcare cam de două ori pe săptămână, alerg sau merg pe jos. Ok, deci aici probabil e un, mai, un caz mai complex, cu siguranță, dar aici cred că ar fi de văzut în primul rând ce dietare dacă are dieta prea bogată în carbohidrați încă, chiar dacă e în fereastra potrivită, dacă a introdus destulă grăsime, poate că corpul ei încă nu a făcut transformarea, poate i-ar trebui inclusiv un, o măsură, un măsurător de chetoni, orice instrument care măsoară chetoni în urină sau, sau care măsoară glicemia și de-a de lungul zilei în general ca să vadă cum se comportă corpul pe lângă ce se întâmplă dimineața. Dar un măsurător de cheton cred că ar fi foarte bun ca să vadă dacă a intrat sau nu în chetoză. Aș verifica dacă nu cumva consumă prea multe grăsimi și atunci nu pierde kilograme din cauza asta. Deci m-aș uita un pic la macronutrienți. Iar pe de altă parte, discursul pe care l-am făcut doar minutele precedente despre unde, dacă există stres pe lângă discursul de alimentație. Pentru că sportul este foarte potrivit și foarte bine că îl faci dar și acolo există o linie foarte subțire între a face cât trebuie și a face prea mult. Și dacă ai, uh, ai trecut de pe partea cealaltă și exagerezi prea mult, din nou va interveni cortizolul, somnul, stresul din timpul zilei. Deci toate aceste aspecte trebuie văzute în așa fel încât să fii sigură că nu ți impactează ele din lateral. Uh, discursul glicemic. Sau dacă nu, dacă vorbești de aceste diferite orare în care tu ai făcut uh, uh, postul, încearcă să vezi dacă jucându-te, jonglând cu diferitele distanțe, reușești să deblochezi corpul mai bine. Deci nu fă doar 24 sau doar 36 sau mă gândesc că și doar 72 nu ai făcut pentru că e mult prea restrictiv, dar încearcă să jonglezi, să le faci mai des, să le faci, să surprinzi corpul în așa fel încât să-l să șochezi un pic ca să ți dea drumul. 1 și doi, De multe ori ce se spune este că Tocmai este mecanismul, adică vei avea o perioadă în care vei pierde multe kilograme, o perioadă de stagnare, o perioadă în care acele bole practic ca niște bule de grăsime și până nu, până nu explodează nu, nu, ai o, cădere foarte bruscă de kilograme Deci de multe ori există o perioadă în care tu slăbești pe lângă ele de ele încă rămân acolo și la un moment dat se vor, se vor da, ca o, bolă, ca o, bolă, de săpun Deci trebuie să ai această răbdare să-ți să acorzi timpul în care tu lucrezi, dar nu se vede pe kilograme. Poate se vede inclusiv pe haine, poate nu se vede pe kilograme, dar se vede pe cum că hainele pe tine. Deci, există mai multe, mai multe metrici pe care le poți măsura. Iar dacă nu-i metrica, uită-te la macronutrienți, la raportul între ei. Da, și trei, că am uitat asta, este foarte important și nici nu am zis asta aici în, în prezentarea asta, ca și cred că e important de zis. Când rupem fastul, deci când introducem mâncare, este foarte important să începem cu ceva very low carb. Deci să începem ori cu proteine, ori cu o salată mare, ori cu acel, acea supă de oasă, dacă n-am băut înainte, să o bem când începem mâncarea. Deci să nu pornim cu ceva care să ne provoace insulina. Nu pornim, mi așa de foame, bagă mi o pizza instant. Nu pornim cu ceva foarte, foarte puternic carbohidrat. Și atunci dacă intrăm soft și introducem, practic la început o salată mare, proteinele, grăsimile și doar la sfârșit amidonul și carbohidrații în masa pe care noi o introducem, practic inclusiv insulina când intră atunci când mâncăm aia o masă o pe zi sau când va fi, va fi secreția mult mai mică. Deci și asta este foarte important. Mulțumesc, Maria, mulțumesc pentru timpul acordat și sper să ne revedem curând la un nou episod al acestui podcast. Mulțumesc și eu, sper că a fost de ajutor.